pare că și daily vlogul acesta îl începem într-o miercuri. Stați să vă dau puțin mai jos. Sper că e bine. Așa, se pare că și daily vlogul ăsta îl începem într-o zi de miercuri, așa cum l-am început și pe cel de dinaintea acestuia. Și nu pentru că mi-aș fi dorit sau mi-am propus eu lucrul acesta, ci pur și simplu nu am avut timp până acum și nici nu pot zic că am avut ceva extraordinar de făcut încât să vă și arăt. Dar astăzi mi-au ajuns două colete și am fost până de mei și am cumpărat și două lucruri despre care vreau să vă vorbesc. Dar haideți să începem așa un pic treptat. Astăzi este miercuri, așa cum am zis mai devreme, este 5 aprilie și vreau să vă zic așa, foarte scurt și foarte succint, ceea ce am făcut eu luni și marți și mai bine zis nimic important, dar am fost, m-am ocupat de casă, am muncit de acasă, am, mă rog, lucruri la birou și chestii din astea, dar în principiu activități din astea super interesante nu am avut. Pentru că, Doamne, ieri, cel puțin marți, a fost o vreme ferească, mă Dumnezeu. Deci a plouat de dimineață până seara, iar luni seara, duminică seara, dacă nu mă înșel, un vânt de abia am putut să adorm. Îmi lucește foarte tare fața, scuzați lucrul acesta, dar sunt machiată de dimineață și este 8 ceasuri și, da, vă dați seama că îmi lucește și mie fața. Ce ziceam, a bătut atât de tare vântul duminică seara sau luni seara, nici nu mai știu, încât vă jur că abia am putut să adorm. Deci se auzea peste tot în casă și bătea vântul în geamuri, a fost horror. Iar ieri, marți, a plouat non-stop. Da, deci nici dacă mi-aș fi dorit, n-aș fi avut ce să fac, dar mă rog, asta este partea a doua. Haideți să vă arăt și coletele pe care le-am primit și apoi să vă arăt și produsele din DM, care sunt două la număr, două produse de make-up. În primul și în primul rând, i-am luat, hopa, că era să scăp, cum se cheamă, vopsea de păr. Ăsta este coletul, vă zic eu imediat de unde le-am luat, dar să-l și deschid, să văd de unde trebuie deschis, că nu văd. Îl deschid de la fund. Ce se poate întâmpla? Mi-am adus aici făcăcuță ca să-mi fie mai ușor. A, uite ce drăguț, mi-au dat și ceva mostre. Cred, da. Puro Oro Puro se numește. Oro Therapy 24K. Este un fluid iluminator. A, de la Fanola, de la brandul de unde îmi cumpăr eu vopsea. Și doamna care mi-a îmbalat pachetul se pare că are și un fir de păr blond lăsat pe la mine. Vă mulțumesc, ce să zic. Și haideți să vă zic ce e chestia asta. Zice că este un fluid iluminant cu un olio de argan, adică cu ulei de argan. Nu scrie în română, dar încerc eu să vă traduc. Iar aici am și șampon și mască, tot de la Oro Therapy. Oro șampo, șampon Oro Puro, șampon iluminant cu keratină și argan. Și ăsta este la fel o mască cu keratină și balsam. Eu mi-am luat aici. Păi cum mi-am luat? A, încă un monstru. A, ce drăguț. Super drăguț. Stați să văd dacă mai am ceva pe aici. Nu mai am. Am chestii din astea care au lăsat numai mizerie în urmă. Minunat. Și stați să vă zic ce mostră mi-am mai pus aici. De la Fanola. Fanola, acesta este brandul cu care eu mă vopsesc pe păr. Asta fiind a doua folosire. Gen, ultima oară cu vopseaua asta m-am vopsit și revin eu cu detalii la voi într-un alt clip. În care vreau să vă zic mai multe despre vopsea și chestii și despre ceea ce folosesc eu exact. Acum vreau să vi le arăt așa foarte rapid și succint, dar vom avea un clip special pentru așa ceva. Iar aici am Fanola Styling Mask. Stați că încerc să-mi dau seama ce e această styling mask. Nu-mi dau seama. Practic este o mască de păr de stilizare, mă gândesc. Habar nu am, așa arată. Și mai am aici o altă mostră. Să știți că mie îmi place super mult când primesc mostre, nu știu de ce. Am Prip Cleaner, care este un... Practic mă gândesc că este un cleanser înainte de șampon, de mască, de ceva. Ideea este că nu scrie nimic. Scrie ceva în spaniolă.
Văd că are ingrediente naturale și că este fără silicon. Atât pot să vă zic. Mulțumesc celor de la Panola. Astea și, sunt și mostrele. Dar haideți să vă arăt și produsul. În primul rând îmi iau vopseaua pe care o cumpăr. Haideți să începem cu ea, că așa ar fi mai logic. Este aceasta de la Panola Color R66. Cam așa arată și mi-am luat două pentru că la un tub, eu folosesc un tub de vopsea la o vopsire, numai că la un tub din acesta folosesc jumate din oxidant și mai am deja jumătate de tub de oxidant, așa că o să pun o vopsea din asta cu tubul de oxidant și când mă vopsesc următoarea dată să mai am încă o vopsea, de asta am luat două. Practic asta este o vopsea care este de un roșu foarte aprins și nuanța este R66 Red Booster se numește și v-am zis că vă voi vorbi eu mai multe despre ea într-un clip. Cam așa vine, vine efectiv într-un tub din acesta. Ok. Și v-am zis că mi-am luat și oxidant. Oxidantul este de tot de la Panola cu 30% volum, 9%, stați că nu-mi dau seama. A, și îmi place foarte mult că e gradat și îmi dau seama cam cât trebuie să pun. Adică din 300 eu trebuie să pun 150 și aici gradat. Ăsta este un oxidant cu volumul de 9% și da, ăsta este parfumat, dacă nu, da, e parfumat, așa l-am și pe cel pe care îl mai am practic în casă, că v-am zis că mai am jumătate din urmă. Și mi-am mai comandat, opa, de la Cashmere Aroma, produse de spălat. Și eu că am mai zis că nu mai cumpăr de la ei, dar nu știu. Îmi place că oferă și balsam, chiar dacă este el fără, asta nu pot să desfac, fără parfum sau ceva, dar ți-l oferă până la urmă. Bine, nici prețul nu este unul foarte mic, deci practic se justifică balsamul ăla fără parfum pe care îl primești, sau măcar îl primești. Ah. Stați că mă chinui. Așa. Practic ne-am luat un set, mă rog, au ei deja, au două seturi cu opa, cu aceste balsame, balsamuri. Și astea sunt, cum se cheamă, aceste balsamuri, fără parfum, fără nimic, ca un litru și cam așa arată. Este pur și simplu o chestie transparentă. Și haideți să vă arăt și setul pe care l-am luat. Am luat setul ăsta care a costat 109 lei și este Azuro White Angel și White Mask. Astea sunt. Văd că ăsta White Mask este o formulă nouă și îmbunătățită. Ele au 200 de mililitri și sunt practic pentru 40 de spălări. Ăsta cu Azuro este cu bergamotă, jasmin și peony. Nu știu ce este acest peony. Ăsta cu White Angel este cu vanilie și caramel și White Musk este cu musk, rose, amber, lemon, oriental wood. Da. Și ele au și căpăcele. Stați că nu le găsesc pentru că sunt și pufulezi în aceștia prin colet. Mai trebuie să am unul, dar nu găsesc. Așa, gata. Și practic fiecare parfumant din acesta vine cu căpăcelul lui. Nici măcar nu stă căpăcelul ăsta. Super. Și cam astea sunt coletele. Și să vă arăt și de la... Să vă arăt și produsele din DM. Apropo, vopseaua am luat-o de pe Embag, iar astea de rufe le-am luat de pe site-ul lor Cashmere Aroma. Haideți să începem cu produsele mai puțin interesante și anume șervețelele acestea cosmetice despre care v-am zis eu în clipul, ultimul clip al meu cu produse DM, că nu le-am mai găsit. Ei bine, așa este, nu le-am mai găsit în DM-ul în care am fost, dar acum le-am văzut și am cumpărat două pentru că am nevoie de șervețele cosmetice cu 4 straturi. Și haideți să trecem și la chestia mai interesantă. Vă ziceam eu la un moment dat, tot într-un daily vlog, că cei de la Essence au o nouă colecție, sau mă rog, nu știu dacă este chiar o nouă colecție, cât sunt mai multe produse noi introduse în brandul lor, practic. Produse care
Nu știu, până acum nu s-au găsit. Colecția asta este lansată de ceva timp, numai că eu nu le-am găsit până acum în niciun DM în care am fost. La un moment dat, ce-i drept, acum vreo săptămână, două, am găsit produsul acesta, numai că erau toate desfăcute și am zis că nu mulțumesc, chiar nu vreau să le iau desfăcute. Și am zis că lasă că mai aștept până când va apărea în mai multe magazine și până când o să găsesc unul care să nu fi fost desfăcut, așa cum v-am zis mai devreme, și l-am luat. Nu aveau tester, nu aveau absolut nimic, le-am cumpărat, practic. Dar, oricum, sunt sigură că nuanța asta o mai găsit, adică o să vedeți în clipul cu colecția de rujuri, că se mai regăsește la mine în colecție. Stați, deci nu pot să desfac, efectiv. Are foarte mult scoci. Deci, nuanța asta este... Na, se mai găsește la mine în colecție, așa cum v-am mai zis. Și... Eu l-am luat mai mult pentru a-i testa, practic, rezistența, să văd cum arată pe buze, dacă înțelegeți la ce mă refer. Mamă, deci nu există așa ceva. Jur, este o luptă teribilă. Am reușit într-un final să-l deschid. Doamne, cât mi-a putut lua. Rujul acesta este 8 Hour Matte Liquid Lipstick. Comfortable and Kiss Proof, zice. Nuanța mea este 03 Soft Beige. Ideea este că mai avea și un 02, nu știu cum, numai că la ambalaj arăta fix la fel ca ăsta. Acum, nu știu, poate pe buze era un pic mai deschis. Mai avea și un roz și un roșu, dar eu l-am luat pe acesta, nu am niciun motiv, ci pur și simplu așa am considerat. Ah, ok, deci e mai deschis decât ceea ce am eu și duce un picuț spre roz. Eu l-am pus pe mână momentan. Haideți să-l punem și pe buze, să-l testăm. Pe buze, nu știu ce să zic. Și nici n-am oglindă ceva. Se întinde destul de repede. Are un picuț de parfum. Nu știu, se vede... Pare puțin siliconat când fac așa, adică se simte că ar avea silicon în compoziție. Pentru că în momentul în care mi-ating buzele, nu știu, se simte așa o chestie ciudată. Dar haideți să așteptăm să vedem cum se usucă mar. Și până se usucă produsul ăsta de pe buze, vreau să vă arăt și o pudră pe care am luat-o. Sper asta că n-a fost testată, că pare că se deschide mult prea ușor. Am zis mereu că eu nu mai vreau să cumpăr produse de make-up din DM, dar aveam nevoie de o pudră pentru că mai am puțin din celelalte, dar nu pare că a fost atinsă. Dar acum ceva timp mi-am luat o pudră de la Essence, Banana, cred că v-am și arătat-o. Numai că am scăpat-o. Și ghiciți ce, nu mai aveam, adică o mai am, dar este sfărâmată toată și o să o aruncă, nu am ce să fac cu ea, dar aveam nevoie de o altă pudră. Și m-am uitat eu pe acolo, aveam de ales ceva de la Essence sau astea de la Catrice All Matte Plus Shine Control Powder și ghiciți ce, am luat-o pe asta, cred că am mai avut-o, dar nu știu sigur, și am luat-o pe asta, am luat-o pe această albă pentru că mai am fonduri de ten care sunt un picuț mai închise și practic îmi mai deschide fondul de ten. Pudra a fost 18,50 lei, iar acest ruj a fost 15 lei. Și astea sunt și produsele pe care am vrut să vi le arăt. Ia să vedem dacă s-a luat puțin bine, dar nici nu l-am lăsat extrem de mult să se usuce. Nu se simte enervant la buze, nu mă deranjează. Uitați și textura pe mână. Momentan pare a fi ok. O să-l testez eu zilele viitoare, nu știu, când merg la birou sau când merg undeva, ca să vedem exact ce și cum e cu el. Pentru că așa nu prea poți să-ți dai seama foarte ușor. Pot să vă zic doar că se demachează repede. S-a luat cu șervețel foarte ușor și ia să vedem. Da. Se ia ușor de pe buze, ceea ce înseamnă că se poate lua ușor și în momentul în care poate mâncăm ceva sau poate bem apă. Lasă, mă gândesc eu. Gata, asta am vrut să vă arăt.
Ne auzim mâine, poi mâine și în weekend. Poate facem ceva drăguț pentru că, da, vom vedea. În cazul în care nu știți, în weekend sunt și florile și practic este și ziua mea și poate vom face ceva destul de drăguț. Bună tuturor! Ieri am fost până în mall, adică ieri seara după ce mi-am terminat treburile, am fost până în mall. Inițial m-am dus ca să cumpăr ceva din Carrefour și între timp iubitul meu a zis că vrea să mănânce ceva din mall și am zis că ok, hai să cumpărăm și ceva de mâncare și am mai intrat și prin magazine, ce să vedeți. Am intrat până în Sinsay inițial, unde am văzut că aveau ceva reduceri și mi-am cumpărat o geantă la reducere și un tricou. Apoi iubitul meu s-a mai uitat, de fapt apoi am fost și am mâncat ca să fiu corectă cu voi. Am mâncat de la puii mei, cred că se numește, am luat un meniu ceva, nu știu, un meniu pe care îl au ei acum, care conținea noodles, pui dulce acrișor, o salată de castraveți și, sau de varză și mai avea și ceva gogoși dulci cu fructe. N-am mai mâncat până acum meniul acesta, am mai mâncat de la ei doar noodles, care mi s-au părut decenți. Și de data asta am mâncat și acest meniu care mi s-a părut așa, nu a fost el extraordinar. Puiul dulce acrișor a fost decent, mi-a plăcut, noodle și parcă nu prea aveau ei gust. Îmi plac mult mai mult noodle și de la Noodle Pack. Iar salata de castraveți avea gust de salată de castraveți cu ceva condimente, bunicică. Și gogoșile acelea dulci cu fructe ceva în ele mi s-au părut parcă puțin cam grețoase. Da, per total a fost așa și așa, nu pot să zic, dar măcar am încercat altceva. Hai să trecem și la ceea ce mi-am cumpărat eu. Inițial, așa cum am zis, am fost până în Sinsay și avem aici un tricou și o geantă. Stai să le scot. Tricoul este un tricou din acesta basic. Eu mi l-am luat mărimea M și vine bine pe mine. Poate dacă aș fi vrut să vină puțin mai oversized, ar fi trebuit să-mi iau L-ul, dar pentru că oricum mărimile la Sinsay sunt extrem de dubioase, adică uneori port XS la ei, uneori port XL, alteori port M, uneori S, deci toate mărimile le port la ei. Ăsta l-am luat M, în mărimea mea. Și vedeți, este un tricou așa, din bumbac, simplu, cu mânecile astea. Nu sunt mâneci de tricou, vedeți? Sunt așa, semi. Acum văd că e puțin pătat. Și ghiciți ce? Eu i-am rupt aseară eticheta. Sper totuși să iasă la spălat. Nu știu dacă vedeți aici niște pete. Se vede? Sper că da. Acum nu știu dacă sunt pete de mizerie sau s-a scurs ceva de pe la material. Habar n-am. Ăsta a fost 20 de lei și celălalt îmi pare că i-am scos eticheta. Că dacă nu ieșea, îl duceam la înapoi. Restul este foarte ok. Sigur este 100% bumbac. Găsesc o etichetă? Da. Ia să vedem dacă mă înșel sau nu. Nu știu dacă scrie. A, da, 100% bumbac. Da. Mie îmi place, se așează ok, dar v-am zis că mi se pare că e pătat acolo și sper doar să iasă. Mi-am mai cumpărat și o geantă. Asta a fost 37 de lei, dacă nu mă înșel. Și cam așa arată. Este o geantă medie, o geantă care îți permite să-ți bagi multe chestii în ea. Pentru că, ia uitați-vă, este spațiu din punctul meu de vedere chiar destul și mai are aici încă un buzunar micuț, vedeți? Ia stați să vedem că nici eu pe ăsta nu l-am deschis, care și ăsta, ce să vedeți, este destul de încăpător. Este bej și am luat-o bej pentru că, ghiciți ce, nu am nicio geantă bej, deci chiar nu am nicio geantă și mi se pare că bejul se potrivește destul de bine la mai multe chestii. Are și aceste barete cu auriu, îmi plac, arată bine. Nu mă înțelegeți greșit, chiar îmi place. Și merge purtată atât pe umăr, cât și făcută așa și să o pui, mă rog, poștaș cum ar veni. Ia să vedem ce mai poți să faci cu ea. Da, chiar merg băgate și baretele astea, cel puțin asta, băgată aici. Stați să văd dacă reușesc. Și să o purtați și așa. Bine, n-am pus-o bine, acum văd, dar ca idee ați înțeles. Asta am zis, v-am zis, a fost 37 de lei, luată la sale. Mie mi se pare destul de drăguță. V-am zis că am luat-o, că n-am nicio geantă bej.
Și mi se pare și încăpătoare, țin cam multe chestii în ea, foarte, foarte drăguță. Mă uit să nu aibă un defect, dar pare că nu are. Nu mai are prețul pentru că am luat-o fără preț. Dar da, e drăguță. Și am intrat și până Stradivarius, de unde mi-am cumpărat blugi. De ceva timp îmi tot caut blugi. Și problema este că nu găsesc ceva care să-mi placă, să-mi vină și lungimea, să nu fie prea lungi. Bine, prea scurți nu găsesc, dar de obicei sunt foarte lungi. Îmi doresc o pereche de pantaloni flare. Numai că problema este că eu am 1,62 m și la 1,62 m pantalonii flare, mamă, cum am văzut ce păram. Pantalonii flare sunt mult, mult, mult prea lungi. Am o pereche flare care sunt puțin cam scurt și nu pot să zic că îmi place. Mi-aș dori ca să-mi acopere încălțămintea, dar să nu se târie pe jos. Ăștia pe care i-am eu sunt așa cu... Adică nu mi-acoperă încălțămintea și nu pot să zic că îmi place neapărat lucrul acesta. Și până la urmă mi-am luat o pereche de Manfit. Aceștia sunt. Stați. Vin aici cu mai mulți năsturei din aceștia, numai că aceștia sunt rupți. Eu nu sunt mare fană a blugilor rupți. Dar ăștia chiar arată foarte, foarte, foarte bine. Vedeți, au detaliile astea aici. Și cel mai mult mi-a plăcut ăsta. Mi se pare că este un detaliu. Ia, vedeți ăsta. Că este un detaliu sexy, aș zice. Arată foarte bine ruptura asta, fix undeva, nu știu cum să zic, cam în zona asta, cred că vă dați seama. Vedeți, e puțin mai jos de, nu știu ce, șold, mai jos de șold, habar n-am cum să explic. Arată bine, lungimea este potrivită, inițial am crezut că sunt mari, numai că sunt așa rupți. Eu n-am nicio pereche de blugi rupți și asta pentru că nu sunt, nu port. Am dat 140 de lei și sunt mărimea 40, eu mă încadrez la 38-40, depinde foarte mult, ăștia sunt foarte țepeni și de-aia am luat 40, că nu-mi încape pe posterior. Și da, i-am probat, sunt ok. Numai că, nu știu, ori n-am observat, ori vedeți, aici vin cu două dungi așa și am crezut inițial că e un defect sau ceva, dar nu, ambii au această linie și este foarte simetrică. Și pe lângă asta m-am uitat și pe net și aceia de pe net, de pe site-ul lor, au dungi. Asta mi s-a părut puțin dubios, bizar, n-am înțeles care e rostul, dar mă rog, nu vreau să o comentez, că poate, na, așa se e, na. În rest îmi plac foarte mult, culoarea, nu știu, e așa și deschisă și închisă, arată bine pe mine. Asta am vrut să vă zic, să vă arăt, am ținut aici puncile special ca să vi le arăt, să mai împărtășesc cu voi ce am mai găsit, să știți că în Sinsay sunt multe reduceri, avem multe reduceri și în New Yorker, numai că la New Yorker sunt mai multe plovere, pe care le-am văzut cu 25 de lei, acum na. Dacă vreți să vă luați din primăvară plovere pentru toamnă, eu cred că este o idee bună, mai ales că erau foarte reduse. Mi s-a strâns și rujul nașpa, nu mai contează, gata, mă apuc să strâng pe aici, mă duc să mănânc și acum mă ocup că am treabă. Ne auzim probabil mai diseară, când o să trebuiască să merg până în Kaufland, nu știu dacă o să vă arăt, cumpărăturile mă mai gândesc. Mâine este sâmbătă, mâine trebuie să merg până la Ikea ca să-mi iau un scaun de pus la birou, pentru că nu-l mai am pe acela și am unul din acesta normal fără roți și vreau să-mi iau un scaun normal. Da, cred că atât, nu știu. Duminică sunt și florile și este ziua mea. Nu știu ce voi face, dar nu știu, poate mergem să mâncăm ceva în oraș, habar nu am. Noi ne auzim, vă țin la curent cu ceea ce se mai întâmplă în viața mea minunată, sunt foarte pe grabă și cred că mă vezi că sunt foarte agitată. Bună tuturor! Astăzi este sâmbătă și de dimineață m-am trezit și mi-am făcut lucrurile esențiale, iar apoi am plecat de acasă. Și haideți să vă spun ce am făcut astăzi. În primul și în primul rând am fost până în Primark și am fost în Primark ca să-mi cumpăr un troller pentru când vom fi plecați și am cumpărat unul, dar bineînțeles că mi s-au mai lipit vreo 2-3 chestii de mâini. Și vreau să vi le arăt și pe acestea. Apoi am fost până în Ikea, nu, apoi am fost până în Băneasa, deci din Primark în Băneasa, ca să mâncăm. Și apoi am zis că vom intra până în Ikea din Băneasa pentru a cumpăra un scaun rotativ de pus la masa mea de make-up. Numai că eu când m-am uitat era în stoc, astăzi n-am mai verificat să văd dacă este în stoc și bineînțeles că nu mai era în stoc. Așa că a trebuit să plecăm de la Băneasa, de la Ikea din Băneasa la Ikea din Paladie. Ca să-mi găsesc și eu scaunul, l-am cumpărat și apoi am venit acasă și vă zic toate chestiile astea pentru că, na, nu știu, ca să vă și arăt ce am cumpărat și haideți să începem întâi cu ce am cumpărat din Primark. Așa, mi-am cumpărat un sutien, este unul simplu alb așa care a fost
25 de lei, e foarte dubios, stați să-l arunc. E foarte dubios sistemul de măsurare sau eticheta în care ți arată măsura la sutiene în Primark, nu știu, pe mine mă depășește. Iubitul meu și-a mai cumpărat niște șosete din astea albe, sunt 7 perechi și au fost 17 lei. Ele văd că scrie aici că sunt one size, dar de fapt sunt potrivite pentru 37-42, deci mă gândesc că ar fi ok pentru el. Sunt din astea albe și destul de scurte. Materialul este, na, ok. 79% coton și 19% poliester, 2% elastan. Per total ok, pentru că are mult bumbac, ceea ce înseamnă că vor fi ok și că nu va transpira în ele. Mi-am cumpărat și eu tălpici din aceștia. I-am luat în mărimea 39-42 pentru că asta am găsit, dar nu cred că contează neapărat. Eu port 38. Aștia au fost 17 lei și sunt 5 perechi aici. Sunt negri și vedeți că sunt ușor transparenți. Pe aici acum sper să nu se rupă repede. Da. Am dat 17 lei, cred că v-am zis. Și mă vedeți că le arunc acolo, dar le arunc pe canapea. Pentru că nu vreau să le las pe jos, pentru că am ansamblat practic scaunul și mai sunt mizerii pe jos. Și după ce termin eu de filmat, mă apuc să dau și cu aspiratorul. Și am mai cumpărat aici și un Berry Bath Fizzer, o bombă de baie efervescentă din aceasta micuță. Ia să fac o și desfac. Ah, ok. E așa. Dar să știți că miroase foarte drăguț. E foarte mică și a fost 4 lei. Am luat-o să vedem cum este. Dar, da. Cam așa arată. Am desfăcut-o că eram curioasă. Și mi-am mai cumpărat, pe lângă troller, bineînțeles, aceste dischete. În ultimul timp am început să le folosesc pe acestea late. Înainte foloseam din acelea mici, după am trecut pe astea mari. Când am rămas fără astea mari, mi-am dat seama că alea mici sunt mult prea mici pentru nevoile mele, așa că bineînțeles că m-am întors din nou la astea și mi-am cumpărat din Kaufland. Apoi mi-am mai cumpărat unele din Jumbo și le-am cumpărat pe astea, care mi se par foarte bune și sunt 100 de bucăți la 7 lei. În Kaufland am dat pe 50 de bucăți 5 lei și ceva, 5 lei să zicem, deci practic astea sunt mai ieftine dacă am fi luat 100 de bucăți din Kaufland, dar eu 10 lei, astea au fost 7 lei și să știți că sunt foarte bune, sunt și groase, mie îmi plac super mult. Sunt nu extrem de groase, dar vedeți că sunt destul de pufoase și mă ajută foarte bine să curăț make-up-ul, îmi plac mult astea. Și mi-am mai cumpărat un tricou din acesta, care a fost 22 de lei. L-am luat în mărimea L, ca să fie puțin mai larg, pentru că oricum e bumbac și vă dați seama că astea sigur vor intra la apă. Primark Care, Stretch Crew se numesc astea și cam așa arată. Cred că e 100% bumbac și știu sigur că bumbacul mai intră la apă. Ia să vedem, chiar sunt curioasă dacă e 100% bumbac. Nu scrie aici. Stați să vedem dacă găsesc în primul și în primul rând. Zice să fie călcat pe verso, bine, n-are nicio legă. Ah, ba da, 95% coton și 5% elastan. Deci 95% mi se pare aproape bun, aproape full de bumbac și să știți că e foarte fain la atingere. Are un gât din acesta, un guler, un decolteu oval, care este foarte, foarte ok, că nici nu strânge gâtul, practic. Și cam asta am cumpărat. Stați să vă arăt și geamantanul pe care am dat 300 de lei. Nu știu cât de bine îl veți vedea voi, dar da, mă rog. Acesta este. I-am pus eu deja aici sus. Nu știu dacă mai vedeți. I-am pus un din ăsta ca să-l distingem noi la aeroport. Și a fost 300 de lei. Noi l-am luat pe acesta. Stați că vin partea asta să vă povestesc puțin. Pentru că mi se pare destul de încăpător. Este și bine compartimentat din punctul meu de vedere, dar un alt lucru, cel mai important lucru care m-a făcut să cumpăr acest geamantan a fost că dacă îl ridici, greutatea lui este de 2,5 kg, adică 2,5 kg pe tot bagajul acesta. Noi la cal avem 20 de kilograme, mă rog, și vă dați seama că dacă aș fi luat unul din acela din plastic, acele au cam 5,5 kg dacă ridici, deci practic din 20 de kilograme, mie mi s-ar fi tăiat 5,5 kg, ceea ce este mult, așa că 2,5 kg mai e cum e, mi se pare mult mai ok. Și v-am zis mai devreme că am fost în Ikea să-mi iau scaun pentru masa mea de birou. O să mă întorc și o să vi-l arăt și pe acesta. Și o să vă mai arăt încă o dată acest troller mai bine, pentru că nu cred că l-ați văzut voi extrem, extrem de bine.
Și apoi mă apuc să-mi fac celelalte lucruri, mai am de filmat un clip, apoi trebuie să fac curățenie și cam asta, nu știu cât este ceasul, cred că este vreo 5 și un pic. Da, haideți să întorc și să vă arăt. Acesta este trollerul, vedeți că i-am pus eu aici, așa cum v-am zis mai devreme, ceva și este foarte bine compartimentat. Are unul mare aici, aici are o chestie în aia pe care am uitat eu să o scot, mă rog. Iar aici, în interior, stați să-l desfac. În interior are un buzunar extrem de mare acolo. Iar aici vine cu chestii din astea, cred că sunt pentru încălțări, dacă nu mă înșel. Sau mă rog, poți să spui ce vrei tu aici. Și mai are și plasta asta, mie mi se pare foarte ok. Chestiile astea eu niciodată nu le folosesc, dar na, mă rog. Și așa arată. Și haideți să trecem și la scaun. Acesta este scaunul. Este un fel de... nu știu, aș zice o formă de ou, dar nu e așa. E foarte drăguț și să știți că intră foarte bine și sub masa mea de make-up. Cam așa arată, mă rog, vedeți voi acolo caloriferul, dar nu-l băgați în seamă. Și mă rog, se ridică și se lasă și mai jos. Am zis și eu să intru să fac încheierea acestui daily vlog și mă vedeți cu părul ăsta vraiște, pentru că, mă rog, mie mi se îngrașă părul undeva pe sâmbătă și pun, cum se cheamă, șampon uscat și vedeți că arată într-un mare fel. M-a mai bătut și vântul astăzi și s-a făcut părul meu super nașpa. Astăzi este 9 aprilie și este și ziua mea pentru că sunt florile și, da, de ziua mea m-am uitat la Super Bowl, la... mă rog, la mai multe, stați că încerc să vă fixez mai bine aici, la mai multe prestații, să zicem, și momentan vreau să fac încheierea vlogului, să vă povestesc ce am făcut astăzi și apoi să merg să mă vopsesc, pentru că, Doamne ferește, vedeți cât de crescute sunt rădăcinile mele și cum îmi arată căpățâna, părul de fapt. Ok, astăzi, cum am zis, a fost duminică, a fost și ziua mea, adică încă este, că încă nu s-a terminat ziua de fapt. Și momentan sunt singură pentru că iubitul meu s-a dus la fotbal. Duminica este zi de fotbal pentru el. Și urmează să mă duc să mă vopsesc. Dar vreau să vă povestesc ce am făcut eu astăzi de ziua mea. În primul și în primul rând m-am trezit la 11. Și am mai stat puțin, apoi am fost să mâncăm la El Torito. El Torito este un restaurant mexican foarte aproape de noi, facem 10 minute. Și noi am mai fost odată, cred că acum vreun an sau doi chiar. Ei bine, am mai fost, mi s-a părut ok și am zis, hai să mai încercăm o dată. Și, din păcate, adică, a fost bun ceea ce ne-am luat, numai că oarecum s-a întâmplat o chestie. Adică, planul era următor, să mergem pe jos până la El Torito, apoi mergem la mașina și mergem până în Herăstrău, le plimbăm, vedem noi ce mai facem, apoi iubitul meu vine, mă lasă acasă și el se duce la fotbal. La fotbal trebuia să plece în jur de ora 5, acum este 5, deci tocmai ce a plecat. Și... mă rog, am ajuns noi la restaurant, el și-a luat un Virgin Margherita, asta înseamnă o margherita ceva cu fructe fără alcool, practic, adică nu-ți pune și alcool, asta era chestia. Și bineînțeles că fata de acolo nu a înțeles că el a zis fără alcool și ghiciți ce, i-a adus ceva cu alcool, bineînțeles. Inițial a luat o gură și a zis că mi se pare că are alcool, a mai luat încă o gură și a zis că da, sigur are alcool. Apoi am gustat și eu și am zis da, clar are alcool. Am întrebat-o pe fata de acolo și a zis că da, că ea nu a înțeles că noi am zis virgin, adică fără alcool. Și uite așa, noi nu am mai putut să mergem cu mașina. Vă dați seama că n-am mai putut să ne întoarcem să luăm mașina și să mergem până în Herăstrău. Așa că am fost pe jos, de la noi, de undeva din zona Obor, până în Parcul Circului. Este un parculeț micuț, cam stristuț, ce-i drept. Nu, și e și foarte... nu murdar, dar nu arată chiar extraordinar, dar noi am fost acolo doar ca să ne plimbăm, gen să ne mergem până acolo, ne plimbăm, am stat puțin pe bancă și ne-am întors tot pe jos. Iar la întoarcere am luat niște prăjituri, niște prăjituri de la Cofetăria Laș. Cofetăria Laș este una dintre cofetăriile mele preferate. Am tot testat prăjituri, dar acolo mi se par cele mai bune. Este undeva pe la Lizeanu, în zona Lizeanu. Pe Ștefan cel Mare, în zona Lizeanu, ca să fiu mai precisă. Dacă sunteți din București, poate vă ajută aceste informații. Cred că trebuie să ridic eu puțin scaunul ăsta mai sus ca să mă vedeți mai bine. Ia. Sper că se vede mai bine. Așa.
Și am luat niște prăjituri care, doamne, când am ajuns acasă le-am mâncat, sunt super bune. Adică dacă vreți să vă faceți un tort sau să luați prăjituri, chiar vă recomand Cofetăria Laș, că sunt ceva, sunt altceva. Este adevărat că sunt un picuț mai scumpe, dar na. Credeți-mă că am încercat multe cofetării, dar niciuna nu se compară cu Cofetăria Laș. Și apropo de mâncarea de la El Torito, mâncarea mexicană, eu mi-am luat niște quesadilla bună, dar mi se părea că bucățile de pui sunt cam mari. Am mâncat-o, adică n-am făcut pretenții, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate, cu toate că asta am mâncat și data trecută. Am mai luat niște chipsuri de nachos cu guacamole, vă dați seama, eu sunt fan guacamole, mi-a plăcut maxim. Iubitul meu și-a luat niște tacos cu ceva vită, dacă nu mă înșel. Mie nu prea mi-au plăcut. Acești tacos veneau cu ceva orez și cu fasole, care nici alea nu pot să zic că erau wow, dar na, mă rog, oricum ne-am săturat, pentru că am mâncat și quesadilla, eu am mâncat și nachos. Și mi-am luat o limonadă care avea gust anesti și atât, anesti trist. Mi se pare că am cam dat greș oarecum. Ne-a stricat și planurile din cauza că nu am înțeles că noi voiam fără alcool, adică ne-a stricat planurile pe ziua de astăzi, m-am supărat, recunosc, pentru că știi, când ai niște planuri, totul e așa ordonat și vine și ți le strică, dar mă rog. Nici eu n-am putut să beau acea băutură margarita pentru că era destul de nașpa la gust și vă dați seama că am lăsat-o acolo plină și am mai plătit și 30 de lei pe ea. Da. Aia e, se mai întâmplă, ce să facem? Eu acum voiam să închei și vlogul. Nu știu câte minute am săptămâna asta pentru că, da, dar sper să fie ok dimensiunea vlogului și mă duc și o să mă vopsesc pentru că am niște fire albe în cap. Doamne, deci la lumină se vede horror! Și apropo, mă vopsesc cu vopseaua aceea de la Fanola, despre care o să vedeți și un clip în curând, despre care v-am făcut și eu aici o mică introducere, v-am făcut un unboxing la colețe. Asta fiind spuse, aici se încheie și vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și că urmăriți clipurile și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat!